Bun venit în emisiune. Te salut, Alin, mulțumesc de invitație și uite ce surpriză frumoasă! Cum a apărut uh, Spania și de ce Spania? Hai păi să le spunem oamenilor că sunt în Spania acum, locuiesc de aproape 20 de ani în, în Spania și ar fi două întrebări. De ce Spania? De ce jurnalism? Jurnalismul l-am descoperit în România acum 20 și ceva de ani, mai bine de 20 de ani, când am avut prima interacțiune cu jurnalismul profesionist. Și îmi aduc aminte că reparam calculatoarea acum vreo 25 de ani în, în România, și unul dintre clienți mi-a spus: Știi că se deschide un post de radio la noi în oraș. Și zic că am auzit așa și și îmi zice. Uh, tu ai o voce foarte bună pentru radio, de ce nu te duci să dai un interviu acolo? Îl cunosc pe omul care se ocupă de preselecție la postul de radio respectiv, uh, uite sună și vezi dacă îl interesează să lucreze cu tine. Am rămas surprins de ofertă, am stat vreo două zile pe gânduri, am sunat acolo, m-am dus la, la interviu, într-adevăr am și intrat în postul de radio respectiv, am făcut matinalul, am aflat târziu că matinalul era atât de important în postul de radio, la ceva timp l-am recontactat pe fostul meu client. Domnule, să știți că mi-ați făcut o propunere extraordinară. Mi-a schimbat viața faptul că am ascultat sfatul dumneavoastră. Am cunoscut mai multe posturi de radio în România, am lucrat la radio aici în Spania, însă am ajuns la un moment dat, după niște ani de experiență, și se întâmpla cu vreo 4 ani de zile, să încep să simt că radioul mi-a rămas mic. E bine, cam așa am simțit eu la un moment dat cu partea de radio, cu partea de jurnalism, deși iubesc în continuare jurnalismul, am pus pe pauză, dar nu pentru totdeauna, sunt absolut sigur că am pus că s-a întâmplat asta. Și atunci am trecut de la jurnalism la educație antreprenorială. Foarte multă lume mă întreabă de ce, cum adică jurnalism și educație antreprenorială. Pentru ca jurnalismul să existe, e nevoie de bani în spate acolo, pentru că tot ce înseamnă radio, tot ce înseamnă TV, ce înseamnă presă scrisă, înseamnă un consum foarte mare financiar. Și atunci, pentru ca Postul de radio la care eu eram în, în perioada respectivă să funcționeze, era nevoie ca cineva să aducă publicitate, era ca nevoie ca cineva să aducă niște clienți care să investească în postul respectiv de radio. Am învățat marketing, am învățat vânzare, am învățat dezvoltare de business, apoi am învățat inteligență emoțională și acum sunt coach în inteligență emoțională și consultant de business. Da, de ce Spania? Mi-aduc aminte că acum vreo 20 de ani aproximativ, era socrul meu în, în Spania, eram un tânăr și a zis, tată, hai și tu în Spania, haide și voi. În naivitatea mea de copil, de tânăr copil în România, credeam că vin în Spania să trăiesc visul american. Asta ar fi partea frumoasă. Dacă stăm pe de altă parte să ne gândim, acum vreo 20 de ani, eu vin din Teleorman, acum vreo 20-20 ceva de ani, Teleormanul din punct de vedere economic nu stătea deloc bine. Eram realizator de radio la postul local din turnul Măgurele și deși eram cunoscut ca om de radio, în fiecare lună trebuia să cer bani de la mama ca să ajung la sfârșitul lunii. Și erau două contraste. Omul acela foarte cunoscut de la radio, cu un ego mare, cu toată lumea mă cunoștea, toată lumea mă saluta, dar pe partea asta era nevoie în permanență să apelez mamă, dăm bani, mamă, dăm bani, mamă, dăm bani. Și ușor frustrat, nu ușor, de fapt foarte frustrat de situația asta, am zis, vreau să fac ceva diferit cu viața mea. Și atunci, hai să merg în Spania, unde am crezut eu că vor fi câini cu covrigi în coade, unde că voi trăi visul american la Madrid. Nu a fost deloc ușor. A fost... A fost greu de tot. Și spun asta pentru că Înainte să lucrez în Radio în România, am lucrat într-o firmă de 1000 și ceva de angajați, 1400-1500 de angajați, unde eram itist, unde aveam femeie de serviciu care îmi spăla ceașca de cafea. Am lucrat după aceea la radio, unde eram domnul Radu de la radio, mă duceam oriunde și vă rog faceți loc, a venit domnul Radu. Și am venit în Spania unde am lucrat pe șantier, nu știam să țin ciocanul în mână. Nu eram deloc omul potrivit la locul potrivit. Chinul acesta, pentru că nu pot să-l numesc altfel vreo 3-4 ani de zile până când eu am început să învăț obiceiurile spaniolilor, am început să învăț limba, am început să mă obișnuiesc cât de cât și foarte important, a început să, să fie așa un soi de luminiță mică undeva la capătul tunelului și am avut curaj să sper că Poate că există posibilitatea să fac în Spania ce am făcut în România. Adică să aleg o profesie care să îmi placă și să lupt pentru a ajunge acolo. Și cum s-a schimbat asta? Cum s-a schimbat asta? Să știi că nu m-a întrebat nimeni niciodată asta și am dat foarte multe interviuri. Ajunsese la un moment dat de disperare foarte mare și nu mă mai ajutau cărțile, nu mă mai ajutau contactele, nu mă mai ajuta nimeni și nimic și am ales ca o ultimă, un ultim refugiu în biserică. Mergeam la biserică în fiecare duminică dimineața și am început după două, trei săptămâni de mers la, la biserică să simți așa un soi de liniște interioară pe care nu, o nu mai simțisem de foarte mult timp. Și într-una din automat mergeam la biserică și am Doamne, dă să fie bine, dă Doamne să se întâmple ceva, dă Doamne să să se așeze lucrurile așa cum, cum erau măcar odată. Nici măcar nu aveam cura să sper la mai bine, dar ziceam măcar așa cum erau odată. Și într-una din uh, zilele în care plecam de la biserică, am văzut undeva pe, pe o șosea o reclamă în limba română, undeva în Madrid, la un post de radio și am zis, eu trebuie să mă duc să lucrez cu oamenii ăștia. Timp de șase luni de zile am dat telefon până când cineva mi-a răspuns și m-au chemat la un interviu. Mi s-a spus, da, e foarte interesant ce faci, e foarte tare ce ne povestești. În momentul ăsta nu avem nevoie de oameni. Au mai durat foarte multe luni până când am primit un telefon într-o zi de joi, și nu niciodată, și mi s-a spus că trebuie să încep sâmbătă. Ai fost luminița de la capătul tunelului, în care am zis. Poate că se poate și în Spania. Pentru mine, în momentul în care am auzit că ai început să faci și te-am văzut pe Facebook că încep să faci pași în zona antreprenorială, a fost o surpriză. Am fost învățat de părinți că e bine să înveți. Fac parte din generația în care am învățat tabla mulțirii cu bătaie. Pe luam note mari de frică că veneam acasă și era Sfântul Sisoi ascuns după ușa acolo. Și după ce s-a terminat perioada asta cu învățatul din frică, a fost o perioadă relativ scurtă în viața mea în care nu am învățat, dar mi-am dat seama Că îmi plăcea să învăț. În momentul în care am intrat în postul respectiv de radio, de, de fapt nu era doar un post de radio, era un trust de medii de comunicație, era nevoie de un om care să facă mult mai mult decât radio, era nevoie de un om care să facă marketing, era nevoie de un om care să facă copywriting, era nevoie de un om care să gestioneze echipe și în plus era nevoie de un om ca să, să facă marketing și vânzări. A fost momentul în care am început să citesc, a fost momentul în care am început să merg la cursuri și a fost momentul în care am decis că vreau să învăț. Eu credeam că ceea ce fac eu este marketing, dar de fapt era marketing, era vânzare, era dezvoltare de antreprenoriat și nici măcar nu știam că se numește așa treaba asta. 7-8 ani de zile eu am oferit consultanță în business clienților de la radio fără ca aceștia să conștientizeze sau fără să zică da uite vine Cristian și ne dă consultanță. Am ajuns cu timpul, că aici vine partea interesantă și aici a început să rămână mic pantoful, am ajuns cu timpul să simt o plăcere mai mare pentru livrare de educație antreprenorială decât pentru jurnalism. Și mai interesant decât atât, după ce o perioadă de foarte mulți ani, toți prietenii mă invitau la masă, la cafele, la sucuri, la bere sau mai știu eu ce, să-mi povestească despre problemele lor și să le dau soluții la probleme, au început oamenii să mă plătească pentru treaba asta. Odată venit la un curs foarte important din România, de fapt a și fost momentul în care eu m-am și certificat ca trainer de vânzări. La câteva zile după momentul respectiv, am decis să-mi dau demisia. Erau 10 ani de activitate în spate, ultimii 4 ani de zile eu eram director, fusesem director general al întregii firme. Ce te-a determinat să dezvolți franciza Biz Club în Madrid? A pornit de la o nevoie. Și anume nevoia să am pe cineva alături de mine cu care să pot discuta probleme concrete de business și care să mă înțeleagă. Pentru că, oricât de mult aș fi vrut să vorbesc cu soția mea, cu prietenii mei, cu mama sau cu oricine apropiat mie, oamenii nu, nu m-ar fi înțeles cum este durerea momentul în care îți pleacă un angajat, momentul în care nu găsești un angajat, în care nu semnezi un contract, momentul în care vin te mirce controle. Nu, nu, nu înțeleg uh, exact durerile cu care se confruntă un antreprenor. Și de aici a pornit ideea unui club de afaceri. În perioada aceasta l-am cunoscut pe Călinie Pure, unul dintre proprietarii Beast Club România, care mi-a făcut o propunere în, acest, în această direcție. Inițial am refuzat, ideea de a colabora cu Beast Club pentru că îmi doream în naivitatea mea să am jucăria mea, să fiu eu marele coordonator de, de club fără să conștientizez neapărat care este puterea comunității, o comunitate care astăzi adună peste 400 de oameni de afaceri în România și, și Spania. Au fost mai multe discuții, în cele din urmă am zis hai să, hai să, să, facem pasul și sunt aproape 4 ani de când eu coordonez filiala Biz Club în Madrid. Și dacă vorbim despre comunitatea de antreprenori de aici din, din Spania, nu neapărat din Madrid, sunt câteva zeci de mii de români care dezvoltă business în Spania. Am văzut o informație acum vreo 3-4 ani de zile că 30 și ceva de mii de români lucrează ca persoane fizice autorizate, plus estimezi undeva la încă la 50% sunt societăți comerciale. Deci avem 40-50 de mii de români care dezvoltă business la cel mai înalt nivel și la cel mai frumos nivel aici în, în Spania. Să facem o paralelă între mediul de afaceri din Spania, nu neapărat cel reprezentat de, de român și cel din, din România. Și cum mi se pare mie mediul de, din România, mi se pare foarte învolburat în sensul frumos al cuvântului. Adică mi se, eu îl percep ca fiind un mediu în care, în momentul în care vii cu un produs bun, în momentul în care ești constant și disciplinat, poți într-o perioadă relativ scurtă de timp să înregistrezi niște creșteri considerabile, niște niște creșteri excepționale. Și am văzut asta în foarte multe cazuri, oameni pe care i-am cunoscut la diverse evenimente în România. În schimb, în Spania nu se poate face lucrul ăsta pentru că mediul de business este mult mai așezat, mult mai constant, mult mai matur. Și atunci creșterile se întâmplă constante, dar cu pași foarte mici. Ce e totuși de bine în Spania în comparație cu România din punctul ăsta de vedere este că Odată crescut, creșterea este bine făcută și căderea bruscă nu se poate întâmpla. Sau în, în, sunt puține cazuri în care se produce o cădere bruscă, așa cum se întâmplă în România. Crești repede dacă și repede. Aici faci pași mici, dar aproape siguri. Este un lucru care îmi place foarte mult la, la antreprenorii din, din România și așa cum îi percep eu în vizitele mele, am văzut că s-au cam împărțit în două antreprenori. Sunt cei care au rămas la nivelul de. Las că știu eu lucrurile și le fac eu bine așa și există comunități foarte mari de oameni de afaceri în România care au înțeles că drumul către excelență în afaceri trece pe la educație. Știu eu lucrurile să le fac foarte bine, dar cu ajutorul unui antrenor de orice fel ar fi el în antreprenoriat pot să obțin lucruri foarte bine. E bine în Spania, din păcate, curentul ăsta este foarte la început. Sunt puțini antreprenori, fie români, fie că spanioli, care... Apelează la serviciile unui consultant care lucrează cu un coach de orice fel ar fi el, și constat că există un ego destul de mare în mediul de afaceri din Spania în ceea ce privește să vină cineva să-mi arate mie. Și vorbesc aici de firme mici și mijlocii, nu vorbesc de firme mari, pentru că experiența mea este legată de firmele mici și mijlocii, pentru că eu cu astfel de firme lucrez. Care crezi că ar fi principalul ingredient? pentru ca businessul din businessul românilor din Spania să poată să facă saltul la următorul nivel. Simne, nevoie să precizez o, un aspect foarte important legat de românii din, din Spania. Cei mai mulți dintre ei sunt oameni cu un spirit antreprenorial născut de foarte mare intensitate. Adică oamenii ăștia s-au născut cu un mare spirit antreprenorial și au deșteptățiunea, înțelepciunea, inteligență sau ceva al lor de, au intrat în industrii în care există cerere foarte mare. Puțini români sunt care să aibă business în Spania, în industrii în care e nevoie să faci marketing, e nevoie să te lupți prea mult să capeți clienți. Partea asta e și bună pentru că vin clienții relativ ușor, dar e și altfel decât productivă în condiții de criză, pentru că orice destabilizare a pieței automat îi destabilizează și pe ei. Și asta e un aspect foarte, foarte important. Percep lucrurile în România ca fiind diferite. Oamenii nu au intrat neapărat acolo unde există o cerere sau ofertă foarte mare, oamenii încearcă să acopere și oamenii inteligenți în România încearcă să identifice zone încă neacoperite. În Spania nu prea se întâmplă lucrul, lucrul acesta, din păcate, de multe ori, bătaia se duce la preț. Ce ar putea să facă oamenii din Spania? Pentru a-și putea duce afacerile la nivelul următor, fără doar și poate să înțeleagă că lucrul acesta se face foarte ușor cu educație și că bătaia nu trebuie să fie la preț. Bătaia trebuie să fie dusă către unicitate, către diferențiatori, către, către garanții, către branding și, în mod sigur, lucrul acesta i-ar putea ajuta să-și crească businessurile și să se evidențieze din mulțimea aceasta în care prea puțin sunt cei care spun eu sunt diferit. Iar în România, văd. De multe ori oameni foarte dornici de oportunități în sensul rău al cuvântului. Hai să mai prind ceva cu care să mai dau un tun, hai să mai nu știu ce. Și atunci experiența a arătat că tunurile sau uh, creșterile acestea foarte mari peste noapte se și sting peste alte niște, uh, niște nopți. Un parcurs antreprenorial lung, una, un parcurs antreprenorial de durată și predictibil se face cu pași mici constanți. Fără neapărat să cauți niște uh, scurtături, fără neapărat să faci ceva ca peste noapte să se întâmple niște, niște minuni, și poate că nu sunt neapărat cel mai potrivit om să dau uh, sfaturi antreprenoriatului din România de cum ar trebui făcute bine, bine. lucrurile. Sunt oameni mult mai în cunoștință de cauză de mine în România. Ce ai schimbat din acțiunile tale trei lucruri în ultimii 20 de ani? Ce-aș face diferit dacă m-aș uita la ce am făcut în ultimii 20 de ani? Da. Ar putea să te surprindă, dar unul sigur n-aș mai fi plecat din România. Probabil că dacă eu aș fi știut de creșterea economică pe care a înregistrat o în România în ultimii ani, ani în care eu am fost plecat din România, eu n-aș mai fi plecat din din România. Dacă ar fi să dezvolt un business și n-ar fi nimic care să mă lege în Spania, aș alege să dezvolt în, în România pentru că există posibilitatea ace a, aceasta de a dezvolta business relativ repede într-un domeniu în care nu există concurență foarte mare și mai există un avantaj foarte mare pe care îl reprezintă România pentru antreprenoriat, și anume impozitarea foarte redusă. În Spania nu există facilitățile acestea și impozitările acestea atât de mici cum sunt în, în România. În momentul în care le explic colegilor mei din România sau clienților din România ce taxe, ce impozitări sunt în, în Spania, se crucesc și spun că nu poate să fie adevărat. M-aș uita ce aș mai face diferit în ultimii 20 de ani mi-aș fi dat voie să pășesc către antreprenoriat un pic mai devreme. Pentru că recunosc că mi-a fost frică să fac pasul către antreprenoriat și a fost o luptă cu mine de aproape trei ani de zile. Închidem cu un gând pentru toți românii care vor să plece din țară, din partea ta. Sau poate unul pentru cei care vor să se întoarcă în țară. Alege tu. Hai să mă adresez celor care vor să plece. Ok. Îi invit să analizeze foarte bine țara în care vor să plece și dacă într-adevăr merită să plece. În momentul în care mergem într-o țară străină și mergem ca și turiști, este foarte diferit de momentul în care mergem să trăim și să câștigăm bani acolo. Sunt două situații extrem de diferite. Una este să te duci turist, să cheltui bani, să fii primit cu brațele deschise de toată lumea. Alta este să vii, să, să, să te integrezi în societate, să înveți obiceiuri, să îți găsești uh, un loc în care să locuiești și în care să te simți și bine, să te integrezi, să să câștigi bani, sunt perspective extrem de, de diferite și invit să analizeze acest, acest aspect și să pună lângă lucrurile bune care le-ar aduce orice țară se gândesc, inclusiv Spania, lucrurile mai puțin bune și să analizeze lucrurile bune pe care le are în România și pe care le-ar pierde odată, odată plecați. Observ des oameni care s-au plictisit de România, dar s-au plictisit fără să vadă lucrurile bune pe care le are, le are România. Și mă gândesc aici la impozitele mici, mă gândesc la posibilitățile de dezvoltare de business în turism, pentru că Spania are foarte bine dezvoltată partea asta de turism și o mare parte din uh, PIB-ul Spaniei vine din, uh, din turism. Se pot face atât de multe lucruri bune și frumoase, dincolo de problemele bine cunoscute de corupție și de, de orice fel ar fi ele, se pot face atât de multe lucruri bune și frumoase în România? care nu pot fi făcute într-o altă țară în care, oricât de bun ai fi tu, nu ești privit ca și cum ai fi de acolo.